Stimați colegi, fracțiunea Bloc Comuniștilor Socialiștilor vine cu solicitarea față de plenul Parlamentului privind audierea lui Hermann von Hebel, președintele Comisiei de Evaluare a Magistraților din Republica Moldova, Comisia Pre-Vetting, privind scandalurile în care acesta este implicat. Conform informațiilor apărute în mass media, dumneavoastră ar fi implicat în țara de origine în mai multe scheme de corupție. Vrem să atenționăm că această persoană și-a permis în procesul de audiere a candidaților la diferite funcții să se comporte obraznic atunci când a încercat să interogheze părinții unui judecător, iar autoritatea acestei persoane pune la îndoială acest proces de pre-vetting în Republica Moldova. Pentru a exclude aceste îndoieli, este solicitarea de a se prezenta și de a confirma sau a infirma acele informații care sunt în mass media. Mulțumesc. Comisia juridică. Domn președinte, stimați colegi, distinse domn vicepreședinte a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, astăzi dimineață, la ora 9, noi am avut ședința Comisiei Juridice. Aceste întrebări pot fi discutate pe platforma Comisiei, dar eu constat cu regret o tentativă de a perpetua în spațiu public niște acuzații nefondate și cumva expresia schemei de corupție în țara sa, în Olanda, ridică mari semne de întrebare de ce se continuă această perpetuare, ziceam, în spațiu public a unor acuzații totalmente nefondate asupra președintelui Comisiei de Pre-Vetting. Însă vreau să accentuez faptul că Comisia de Pre-Vetting a oferit o declarație în contextul acestor acuzații nefondate în spațiu public, dar totodată vreau să vă invit pe dumneavoastră, domnul vicepreședinte a Comisiei Juridice și pe toți cei interesați să ridicați înregistrările video care sunt publice a interviului oferit de domnul von Hebel Comisiei Juridice atunci când au fost selectați. Și aș vrea să vin cu un mesaj nu doar către fracțiunea comuniștilor și socialiștilor, dar către întreaga societate. La ceea ce asistăm noi astăzi este o tendință îngrijorătoare de promovarea unui mesaj de subminare a autorității procesului de pre-vetting. Și vreau să vă accentuez faptul că nu vă va reuși niciunuia dintre cei care considerați că corupția în Republica Moldova poate și trebuie să aibă câștig de cauză. Mulțumesc! Colegi, nu, e clar, nu vă plac rezultatele, e clar. Cei mai corupți nu trec vetting-ul și asta supără. Nu și de făcut. Supărările îl înțelegem. Lăsați omul să-și facă treaba, că își face treaba bine. Dar eu oricum pun la vot regulamentar. Supun votului inițiativa domnului deputat. Rog, inițiem procedura de vot. Rezultatul, vă rog. Inițiativa a întrunit 30 de voturi, vă mulțumesc. Stimați colegi, solicităm audierea Ministrului Justiției, doamnei Veronica Mihailov-Moraru, în legătură cu imensul scandal de corupție în care este implicat președintele Comisiei Pre-Vetting, domnul Hermann von Hebel. Ministrul Justiției și-a asumat această reformă a justiției care a eșuat lamentabil, reformă care s-a transformat în luptă pentru controlul politic asupra procuraturii și justiției cu scopul de a capturat total instituțiile de drept ale statului. Această comisie de selectare politică a PAS nu mai are nicio credibilitate, nici la nivel național, nici internațional. Se impune demisie în corpore a acestor pseudo-reformatori corupți.
Colegi, rog atenție, supun votului inițiativă doamnei deputat. Rog, inițiem procedura de vot. Inițiativa, vă rog. Rezultatul, vă rog.